Certificatele de constatare a virginității emise la cererea persoanelor fizice au fost eliminate oficial în România, în urma unui ordin comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Justiției, publicat în Monitorul Oficial. Examinarea genitală pentru constatarea virginității se mai poate efectua doar în cadrul unor proceduri oficiale, la solicitarea autorităților și nu la cererea persoanelor fizice, așa cum s-a întâmplat până de curând. Decizia a fost luată după ce societatea civilă a tras un semnal de alarmă asupra acestor teste, considerate de Organizația Mondială a Sănătății o încălcare a drepturilor omului printr-o campanie socială națională de eliminare legislativă a acestor certificări. Hashtagul DNTestat a atras peste 40.000 de semnături în urma petiției online demarate și a generat un puternic impact mediatic la nivel național și internațional, fiind premiată totodată cu mai multe premii internaționale. Până în prezent, în unitățile de medicină legală din România se puteau face două tipuri de teste de verificare a virginității femeilor, cele care aveau legătură cu o anchetă penală și cele realizate la cerere de către părinți, în special de către tați. În 2019, în România, testele de virginitate au reprezentat 2% din totalul examinărilor din cadrul unităților aflate în subordinea Institutului de Medicină Legală Mina Minovic, adică aproximativ 1000 de teste pe an. Considerată o procedură intruzivă care poate genera efecte fizice și psihologice nefaste asupra femeilor, practica testării virginității în rândul femeilor la cererea unor persoane fizice a fost eliminată oficial în urma ordinului comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Justiției, publicat marți în Monitorul Oficial. Testele de certificare a virginității în cazul femeilor se vor putea realiza numai în cadrul unor proceduri oficiale, la solicitarea autorităților. Campania de netestat a constat într-un film emoționant în care protagonista este o adolescentă supusă la acest examen chiar în preajma simulărilor pentru examenul de bacalaureat. În cadrul filmului, tânăra povestește despre anxietatea cu care se confruntă deseori înaintea examenelor pe care urmează să le susțină. Subiectul campaniei a fost lansat în dezbatere pe agenda publică în vara anului 2022 și a fost urmat de o petiție online de eliminare a acestor examinări adresată Ministerului Justiției, Ministerului Sănătății și Institutului Național de Medicină Legală. De asemenea, la nicio săptămână de la lansarea proiectului, Institutul de Medicină Legală Mina Minovici din București a anunțat că nu mai eliberează certificate de virginitate la cerere, indiferent de vârstă. Relatează Digi24.ro.